Salut, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video nou despre site-ul CoinStarter. Dacă ați observat unii care intrați pe acest site, s-au schimbat cantitatea de monede care le avem. De ce fac acest video cu explicații ca să înțelegeți ce s-a întâmplat? Deci în video care le-am făcut mai înainte, undeva 3 luni în urmă, despre CoinStarter, acolo era, era portofel preconizat Wave, pe care noi o să scoatem, dar deoarece compania CoinStarter hotărât să meargă pe Ethereum, ei au schimbat și valoarea la monetă. Deci monetele care le-am adunat noi, ele n-au dispărut, invers, ele au apărut mai multe. S-a mulțit cu 16,5 valoarea care s-a avut-o și deci la mulți îi îmi scriu care au intrat și au văzut de ce au apărut mai multe monete. Deci valoarea la monetă respectivă a scăzut, că e deja se va calcula în Ethereum, nu voi. Deci, și trebuie de schimbat portofelul Wave care l-aveți pe portofelul Ethereum. Deci portofelul Ethereum, apăsați pe acest link dacă nu aveți. Mă adresez la cei care abia află despre această criptomonetă. Deci acest site este foarte interesant prin aceea că noi, în afară că primim la înregistrare monete gratis, dacă intrăm în fiecare zi pe acest site, tot primim monete. Deci se poate adunat monete mai multe decât pur și simplu făcând simplu înregistrare. Deci pentru o persoană invitată noi primim 16,5 monete și pentru că intrăm zilnic pe acest site încă 8 monete 25 pe zi. Ce valoare au aceste monete? Noi acum o să vă arăt. Când ieșim de pe site deja este careva informație mai concret când și cum moneta aceasta o să apară pe bursă. Deci până pe 15 ianuarie, termenul maxim când trebuie de schimbat acest portofel. Deci îl schimbați. Acum dați să ies de pe site. Da, și linkul de referal e acesta, cine nu știe. Dacă vreți să invitați pe cineva ca să faceți mai multe monede. Dacă și partenerii care invitați, ei nu au făcut înregistrare, tot una pentru că el a apăsat VCD monet. Deci, pentru simplu că a apăsat pe linkul vostru, tot primiți monete. Acum dați să ies. Acest site este foarte interesant. Pentru că el face o platformă mai simplă ca fiecare om să poată să-și facă ICO, adică să-și scrieze moneta lui cripto. Pe urmă, dacă o să vreți, o să studiați acest site. Acum dați inițial să adunăm monete. Că crearea monetei nu se face gratis, dar contra monetelor cripto CoinStarter. Deci, am mai adăugat mai multe limbi. Designul, vedeți, s-a schimbat. La fel, înainte era altfel. Și aici este un careva timer. Ce cu timerile acestea, cum să explic? Deci, de un Ethereum se va putea compara 4500 de start coin. Deci, în cont avem peste 6000, deci eu deja am mai mult de un Ethereum, dacă să spunem. Un Ethereum este undeva $300. Deci primești undeva 6 cenți o monedă. 6 cenți, dar intrând în fiecare zi, deci 6 la 8, asta undeva e 48, jumătate dolari pe zi se poate făcut. Deci intrând până o să fie plasarea pe bursă, deci se poate adunat aceste monede. Care termeni sunt? Uitați-vă. Mai jos, deci sunt 3 etape. De pe 24 noiembrie, timerul care este acum, el arată 24 noiembrie.
Deci mai sunt 6 zile, azi la noi 17 când fac. Și mai sunt 6 zile, 21 de ore până la 24 noiembrie. Ce se va întâmpla pe 24 noiembrie? Se va deschide posibilitatea de a cumpăra monete CoinStarter contra Ethereum, cine va dori, a cei care sunt deja înregistrați. Deci asta va fi o prima posibilitate de a cumpăra monede. Pe urmă, de pe 6 decembrie, va fi pre-ICO, deci până pe 26 decembrie, 20 zile, cine va dori să participe în pre-ICO. Iar singura ICO, etapa finală, se va deschide pe 26 decembrie până pe 1 februarie. Deci monetele pe bursă vor apărea după 1 februarie. Respectiv, undeva prin termenul acesta, noi primim monetele acestea care le adunăm în portofelul nostru Ethereum. De pentru aceeași trebuie în interior de plasat portofelul. Cum screază, uitați-vă pe internet, sunt multe video. Deci vă trebuie un portofel anume de la MyEthereum, nu de la careva bursă, ori undeva, că acele monete pot fi pierdute pe drum sau să nu ajungă la voi în portofel, care le adunați aici. Anume trebuie pe site-ul MyEthereum, vă recomand. Acum, sub acest video, este, dacă nu știți, în descriere, mai arăt o dată. Când se deschide video, în descriere, deci descriere, asta ceva despre video. Este, uitați, pentru înregistrare la CoinStarter folosim acest link. Știți, când apăsați pe dânsul, vă trimite la site. Deci eu fac pentru cei care des mă întreabă, unde e link-ul? Link-ul la orice video a meu este sub descriere. În descriere, adică sub video. Ca să știți pe viitor, adică să nu mă așteptați pe mine să vă dau link-ul. Deci, când se deschide site-ul, deci apare informația ce care am arătat-o și eu aici. Deci, după ce s-a deschis site-ul, puteți să-l studiați. Vă recomand să intrați aici unde este scris detailat ce reprezintă CoinStarter, ce va fi și de ce el diferă de alte monete. Deci asta trebuie să studiați ca să fiți la curent și poate vă place ideea care este bazată în acest site, în viitoarea criptomonetă, și veți dori poate și să cumpărați niște monete în plus la ceea ce adunați. Deci, pentru a face înregistrare, deci ori trecem pe butonul acesta semnat, ori aici. Apăsăm. Unde se deschide forma de înregistrare, care este destul de simplă, scris nume, prenume aici, într-a doilea scris un e-mail pe care o să vină, posibil un link de activat să verificați dacă nu vine, înseamnă că nu vine, deci eu peste tot nu țin minte că de 3 luni urmă fac înregistrare. Într-a treilea scrim parola, repetăm parola, aici așa lăsăm, că suntem de acord cu condițiile BFM, că nu suntem robot. Și apăsăm butonul acesta albastru de a crea account. După aceea, posibil că o să ne arunce ori în interior, ori să putem intra prin login, unde indicăm e-mail-ul și parola. Iar în interior, cum intrăm deodată, este linkul nostru de referal. Mai jos, deci uitați, eu aici deja vedeți am plasat
Портофело ce scrie că trebuie deplasat portofelul. Deci îl plasați și îl lăsați. Și el singur o să salveze, nu trebuie nicăieri deplasat. Când intrați în altă direcție, DP-ul Coin Starter ICO, aici despre ICO, dacă o să vreți comparați. Monete. Deci studiați site-ul, nu vă temeți până când apăsați peste tot. Deci sunt aici încă două produse care are foarte bune acest site. Coin Starter Box, unde o să fie plasată informația despre criptomonete care le recomandă acest site. Dar posibil că asta o să fie contraplată. Free Coin Starter Box Subscription, înscriere gratis, iar premium pachet. Deci eu până când nu fac nimic, studiez. Și a doilea produs care este tot pentru afaceri, care au afaceri pentru analiză și multe lucruri interesante. Eu până când l-am studiat, am citit în foaia de parcurs care v-am recomandat să citiți. Deci, când intru înapoi aici, vedeți, portofelul el iese, el a dispărut. Până pe 15 ianuarie trebuie acest lucru de făcut. Și intrați zilnic și mai faceți câte 8 monete, 25 pe zi. În fiecare zi poate fi diferite plata pentru acces, doar o dată pe zi se face, nu mai multe ori. Dacă intrați mai multe ori, numai o dată vi se dă acest bonus daily login. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.